În urmă cu 3 ani aproape, dacă prin 2019, s-a promis o renovare, o refacere a tot ce înseamnă zonă de promenadă din Parcul Pantelimon și, surpriză, o cantitate enormă de moloză a fost adusă, că am și văzut imaginile, a fost adusă la momentul respectiv acolo, în ideea în care se va construi un dărdeluș artificial pentru ca iarna să se bucure copiii. Nu s-a făcut nimic. În urmă cu câteva săptămâni sau foarte puțin timp a început să se scoată derdelușul de acolo, deci derdelușul nu a mai fost derdeluș, iar Parcul Pantelimon arată exact ca înainte. Practic, locuitorii au fost păcăliți să depoziteze într-un loc care le aparține spre uz și folosință și promenadă o cantitate enormă de moloz din construcții, cel mai probabil, nu știm de unde. De ce? Știm sigur de unde. De ce? Știm sigur de unde. Acel drădăluș nu a fost făcut ca să se bucure copiii. Acel drădăluș a fost făcut ca să se bucure antreprenorii. Să se bucure antreprenorii, dar nu cei care lucrează legal, cei care plătesc taxe. Acel drădăluș a fost făcut pentru a depozita diferitele deșeuri rămase în urma construcțiilor, de cele mai multe ori ilegale. Vin frumos, fac un munte pe care l-am numit dărdeluș. Da? Fac un munte de deșeuri care de obicei este acoperit. În sectorul 3 nu este singurul. Noi avem Parcul Teilor care este făcut fix în aceeași manieră. Sunt deșeuri de construcții, bucăți de beton, de ciment, asfalt, pământ, pietre, tot ce a rămas și nu s-a putut duce în altă parte. Pe locul Parcului Teilor a fost depozitat acolo, s-a tasat și după au venit și au plantat iarbă, pavele, care evident nu au cum să rămână așa. Au pus și un pic de apă ca să pară că avem și un lac. Dacă vă uitați, este, într-adevăr, este un singurul parc făcut de câțiva ani încoace în București, exceptând cele care au fost făcute în acest mandat la alte sectoare, în sectorul 3. Dacă vă uitați, e un parc nou, dar deja pavelele au început să fie greu accesibile, cel puțin pentru persoanele cu dizabilități sau pentru mămici sau tătici care vin cu copilul în parc, nu ai cum să mergi. Dacă sunt deja denivelate, nu merge cu un cărucior, nu merge cu un cărucior cu rotile, nu merge cu tocuri. Nu mai zic. Da. Bine, spune așa. Parc nu neapărat vrem să mergem cu tocuri, dar dacă vrem să mergem și ai o alee care este, dacă tot ai betonat-o și dacă tot ai pus pavele, da, poți să mergi și nu se poate alerga pentru că îți poți face întors să mergi în zona opusă tocurilor. Diferite accidente. Și pe lângă asta, acele deșeuri adunate produc niște gaze care la un moment dat pot să provoace o altă tragedie. Lucru pe care noi l-am semnalat de mai multe ori, dar evident nu a fost prea mult mediatizat. Apropo de gaze, ați mai semnalat o problemă, arderi ilegale și tăieri ilegale de copaci în Parcul Iore. Da, mă bucur că m-ați întrebat și despre acest subiect. M-am uitat acum vreo câteva zile, a fost primarul la fața locului și a frecat acolo mâinile și a spus: domnule, eu nu pot să fac nimic, eu pot să dau doar o amendă și ei taie în continuare. Lucru total neadevărat. Total neadevărat. Nu ai tu, cum să spui, primar al sectorului 3, care ai poliția locală în subordine, ai camere care filmează la o altă calitate și poți să-mi spui că ajungi acolo după ce ei au tăiat, după ce ei au mutat resturile, materialele noastre, le-au mutat de acolo. Dar avem atâtea legi pe care le putem folosi și putem amenda. Chiar dacă nu ajungem în momentul acela, dar îl găsim, ei nu pot să-l care cu spatele acel lemn de acolo, au nevoie de o mașină. Știți că mașina se poate confisca. Eu n-am auzit de nicio mașină confiscată. N-am auzit. M-am auzit doar de cele faimoase amenzi de 50 de lei.
Dar amenzi se pot da până la 70.000 de lei. Am auzit de vreo amendă de 70.000 de lei? Din câte știu, am văzut la alte sectoare, probabil există și la poliția locală a sectorului 3, acea deplasare prin parc cu tot felul de mașinuțe electrice mici. Da. Și patrulă obligatorie, din timp în timp. Deci nu trebuia să fie sesizată poliția locală și să meargă să dea amendă. Nu era deja acolo? Chiar mai simplu, așa cum aveți dumneavoastră aceste monitoare aici, poliția locală le are la sediu și ei văd în timp real tot ce se întâmplă acolo. Transportul, da. Fiecare centimetru din parc ei ar trebui să-l vadă. Dar, bineînțeles, sunt camere puține, între ghilimele, sau cele care sunt, nu bați să vadă tot perimetrul. Intenționați. Nu. Aș putea să cred că e o greșeală dacă aș vedea de la domnul primar că merge către proprietar și spune: ok, cineva a venit, că noi nu știm cine, clar că știm cine, nu știm cine a făcut acele tăieri, dar vreți să plantăm alți copaci acolo? Sunteți de acord? Haideți să facem un acord și până când vedem ce se va întâmpla cu acest teren, haideți să plantăm copaci. Care terenul e în litigiu, să înțelegem? Da, terenul a fost deja retrocedat. Terenul aparține faimoasei familii Cohoru. 12 hectare din parcul Iure acum aparține faimoasei familii Cohoru, care... nu știm exact ce își dorește să construiască terase. Nu știm. Pot să vă spun ce ne dorim, ce își dorește cetățenii sectorului 3, ce ne-am dorit noi de la primarul în funcție. Ne-am dorit că el să meargă acolo cu o echipă de negociere, să vorbească cu proprietarul și să ne pregătim pentru planul A, B, C. Da? Primul plan ar fi să vedem unde am greșit cu acel proces. De ce am ajuns în situația în care pierdem 12 hectare? Este ca și cum dumneavoastră v-ați pierde din capacitatea plămânilor vreo 10%. Ca să înțelegeți ce înseamnă cele 12 hectare de spațiu verde pentru sectorul 3. Da. Sunt vitale pentru sectorul 3 aceste 12 hectare. Mi-aș dori ca primarul să meargă și să, în loc să pună zeci de milioane de euro pentru tot felul de lucrări inutile sau borduri peste borduri, hai să luăm acești bani și să pregătim o comisie care să ne dea din punct de vedere ce se poate face acolo, la ce se dă autorizație, la ce nu se dă. Unde am greșit? Totuși au avut timp 10 ani. Ar mai exista salvarea aceasta ca proprietarii să nu primească autorizația să facă chiar ce vor pe acele 12 hectare? Clar că se poate. Ei trebuie să obțină niște avize. Oricum, ei chiar dacă vor să construiască, au nevoie tot de primărie ca să le ofere acele... Corect, tot ajung. Tot la... Dar dacă acea comisie formată din specialiști pe astfel de spețe consideră că un eventual proces ar mai dura nu știu câți ani, soluția ar putea fi una incertă sau ar putea fi una nefavorabilă nouă, am putea să mergem cu altă propunere, să răscumpărăm acel teren. De ce nu s-a făcut nimic în sensul ăsta? Absolut nimic. Și sunt 10 ani de când avem această problemă. Nu o știm de ieri sau din toamnă. Pe lângă asta, tolerăm acele defrișări, acele mutilări ale parcului sau mai nou incendieri. Acum vreo câteva luni, colegul meu, consilier Eugen Matei, a fost la fața locului și a filmat cum la baza copacilor erau făcute niște găuri, niște orificii prin care se turnau substanțe menite să otrăvească acei arbori. A făcut o sesizare la primărie, i-a întrebat pe colegii noștri de la poliția locală. Singurul lucru care s-a întâmplat este următorul. Colegul nostru, Eugen Matei, acum are un proces cu doamna Cocoru pentru că a intrat pe proprietate privată, a filmat, ba chiar îl acuză. Ca să vedeți unde am ajuns, îl acuză pe colegul meu, Eugen Matei, că el ar fi în spatele acestor
Da. Scopul, din câte a explicat colegul dumneavoastră, scopul fiind să se usuce, să devină un, să otrăvească și un lemn uscat care poate fi toaletat. Sau incendiat, foarte ușor. Că una este să incendiezi o pădure verde, cum este acum, și alta este să incendiezi o pădure uscată.